Am venit mai aproape să nu acopăr decorul, pentru că aș vrea să vă imaginați că aici stau copiii dumneavoastră. Ce spui? Peste 5 ani? Ce zici, Simona? Peste un an? De obicei avem nunțile sâmbătă, dar mai sunt excepții. Pe măsură ce îmbătrânesc, excepțiile se mulțesc. Dar întrebați-l pe Tavi de astea. Aș vrea să vă imaginați că suntem părinți, copiii noștri care au fost cu noi acum, au crescut mari și îi vedem stând în fața noastră. Și eu aș predica pentru nuntă. Nu știu cine va fi pe scaunul acesta, știu cine va fi în serviciu 2, Flavius și cu Izabela, dar cine va fi peste ani de zile dacă vom trăi și Domnul Iisus nu se va întoarce. Acum când copiii noștri ajung pe aceste scaune, noi ne pregătim ca părinți să îi ajutăm să-și ia zborul. Cu alte cuvinte, să înceapă viața, să întemeieze un cămin, să devină ei înșiși acea unitate pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Cum ar suna de nunta copiilor noștri, a dumneavoastră, a nepoților mei, o urare ca aceasta din textul nostru? Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Cuvintele pe care le spuneți celor care îți gata să-și ia zborul. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi veni la voi, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi trei lucruri. În primul rând, că rămâneți tari în același Duh. Ce urare incredibilă de nuntă! Că vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Căci cu privire la Hristos vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să luptați, să luptați. Așa cum fac și eu, spune Pavel. Cum m-ați văzut că fac și cum știți că fac chiar și acum. Pentru că abia terminat textul despre situația lui din Roma, în care lupta pentru înaintarea Evangheliei, se bucura de înaintarea Evangheliei. Oare, cum ar suna un astfel de text ca urare de nuntă? Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Dar aș pune o întrebare. Nu uitați, copiii noștri sunt aici pe scaun și suntem la nunta lor. Nu știm cine vor fi ei. De fapt, ce are căsătoria și viața de familie cu Evanghelia lui Hristos? Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Dacă vă uitați, sunt două cuvinte pe care le-am subliniat. Pe de o parte este Evanghelia, pe de altă parte este Hristos. Este un text pe care Dumnezeu l-a lipit de inima mea în mod special în ce privește Evanghelia. Și dați-mi voie să vi-l citesc. Îl găsiți în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Prin Evanghelie, spune textul nostru. Dragii mei, dacă sunt atent la textul care tocmai l-am citat, Evanghelia vine și ne vorbește despre o realitate care transcende moartea. Cu alte cuvinte, transcende realitatea vieții acesteia cu toate frământările și visurile ei. Evanghelia ne duce dincolo, ne duce în realitatea aceea pe care Hristos a venit să o inaugureze pentru noi, mântuindu-ne, spălându-ne, pregătindu-ne pentru nunta Mielului. Cu alte cuvinte, dacă există ceva dincolo, întrebarea este care e rostul acestui acum și aici. Acum și aici ne pregătim pentru ceea ce va urma. Și dacă nu privesc viața așa și o consum toată aici, neavând nădejdea învierii morților, El a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea. Sunt cel mai nenorocit dintre toți oamenii, îmi spune Pavel în Corinteni. Dar Evanghelia este a lui Hristos. Nu este o veste bună adusă de oricine, ci este o veste bună adusă de Domnul Iisus Hristos și nimeni altul nu putea să o aducă.
Dragii mei, Evanghelia sau vestea bună este că la sfârșitul istoriei ne așteaptă o nuntă. De o parte, voi sta eu. De cealaltă parte, eu cu dumneavoastră, ca biserică. De cealaltă parte, va fi Domnul Iisus Hristos. Asta ne spune Scriptura. Cu alte cuvinte, de ce Evanghelia lui Hristos? Pentru că Hristos a venit să-și pețească mireasă. Ăsta a fost rostul venirii Lui. Să-și pețească mireasă și mireasă este biserica Lui. Iar biserica începe în familie. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ascultați, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu de la sfârșitul istoriei. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 6 la 9. Și-am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace in subțire, alb și strălucitor. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Dragii mei, așa se termină Biblia, pentru că așa se va termina istoria. Și toată istoria leargă spre nunta pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o pregătească, pețindu-și mireasă aici pe pământ. Nu uitați, istoria se termină cu o nuntă. Cu alte cuvinte, Evanghelia ne vorbește despre această realitate care transcende moartea. Ori soția mielului este biserica, formată din bărbați și femei, din soți și soții, din părinți și copii, din noi cei mici și cei mari, din preună, dragii mei, care vom fi ai Lui, care îi vom rămâne credincioși până la capăt, care vom înțelege că viața aceasta ne este dată ca să ne pregătim pentru acea realitate. Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru aici și acum, ci Dumnezeu ne-a creat pentru atunci, dar aici ne pregătește pentru atunci. Dacă e adevărat ce vă spun, căsătoria și viața de familie, oricât de mult ne-am bucura sau oricât de mult am plânge în ea, este un mijloc spre un scop și nu un scop în sine. Căsătoria și viața de familie este un mijloc spre un scop și nu un scop în sine. Scopul este pregătirea pentru nunta mielului, așteptarea acelui moment în care, îmbrăcați în haina de nuntă, să vină împăratul să-și inspecteze oaspeții și să nu fim unul dintre cei care va trebui să spună: scoateți-l afară și aruncați-l unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Priviți o imagine pe care toți tinerii care vin la consiliere premaritală o știu deja bine, pentru că le arăt de nenumărate ori, în fiecare an. Observați paranteza mare, este relația mea cu mirele ceresc. O familie este creștină doar când doi tineri, logodiți cu Domnul Iisus Hristos, ajung în fața bisericii să depună mărturie, să-și strige legământul pe care îl fac cu Dumnezeu. Observați, familia care se înfiripează pe pământ este o paranteză mică, cuprinsă de această paranteză mare și slujește paranteza mare. Cu alte cuvinte, căsătoria și viața de familie este un mijloc spre un scop și nu un scop în sine. Scopul este relația cu Hristos și ceea ce ne așteaptă. Faptul că căsătoria și familia sau viața de familie sunt un mijloc spre scop este dovedit de caracterul temporar al unei căsătorii pământești. Saducheii nu credeau în învierea morților și au început să-L șicaneze pe Domnul Iisus Hristos și au venit la El într-o zi și au zis: avem o întrebare, învățătorule. Un om a avut o nevastă și omul a murit. Și după legea leviratului, fratele lui a trebuit să o ia pe nevastă să se ridice urman, dar a murit și el. Și așa a fost al treilea și al patrulea și au fost șapte frați. Și toți i-au fost soți. Și la urmă au murit toți șapte și a murit și femeia. Spune-ne, după înviere, a cui nevastă va fi? Domnul Iisus se uită la ei și zâmbește și le spune: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Acolo nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngerii. Ciudat, nu-i așa? Dar dacă este adevărat ce spune Domnul Iisus Hristos, paranteza aceea mică, observați, are un caracter temporar. Cu alte cuvinte, dacă ți-e bine
în relația de familie, nu uita, nu mai e mult. Iar dacă ți-e rău în viața de familie, adu-ți aminte că nu mai e mult. Cu alte cuvinte, se termină. Întrebarea este, ce facem? De ce se înfiripează căsătorii? Ce facem în familiile noastre? Care-i rostul? Care-i scopul? Spuneam că viața de familie este un mijloc spre scop, tocmai din pricina caracterului temporar pe care familia pământească o are. Scopul este să ne pregătim pentru cealaltă nuntă, cealaltă relație care e veșnică. Pentru relația cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu mirele nostru ceresc. Dar cum facem această pregătire? Dați-mi voie să recitesc versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos ne-a deschis perspectiva de dincolo. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Esența Evangheliei este o persoană, ne spune Pavel în Romani, capitolul 1. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu. Deci esența Evangheliei este o persoană și este Hristos. De aceea, practic, textul ar putea suna așa, purtați-vă într-un chip vrednic de Hristos, de mirele ceresc. Nu e așa că toate lucrurile capătă cu totul altă culoare, altă nuanță. Pentru că acum mă port în chip vrednic de ceea ce mă așteaptă. Este o pregătire pentru o nuntă. Vorbiți cu orice mireasă și ea vă va explica ce înseamnă lucrul acesta. Mirii nu știu precis, dar miresele cu siguranță sunt mai frământate de această pregătire pentru momentul nunții. În ce constă, deci, o purtare vrednică de Evanghelie sau de Hristos? Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi trei lucruri. În primul rând, rămâneți tari în același duh. În al doilea rând, luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Și în al treilea rând, nu vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Rămâneți tari. Observați, asta ne cheamă la statornicie. Pe urmă, zice, viața nu ne-a fost dată să stăm cu mâinile în sân, să ne apărăm doar, ci trebuie să ieșim la atac. Noi suntem aici cu un mesaj, suntem aici cu un mandat. Și textul continuă, luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Și când veți ieși în mijlocul lumii, veți simți atacurile din toate părțile, cum le-au simțit și filipenii, dragii mei. Și textul continuă, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Cu alte cuvinte, ne pregătim pentru nunta Mielului, ținând cont de trei lucruri. În primul rând, suntem chemați la statornicie, rămâneți tari. În al doilea rând, suntem chemați la acțiune și implicare, să vă luptați. Și în al treilea rând, suntem chemați la curaj și perseverență, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, orice ar veni asupra noastră. Dați-mi voie să le iau pe rând. Să aud despre voi, dacă eu aș fi în locul vostru și m-aș uita la copiii mei care se pregătesc de plecare pentru că întemeiază o nouă familie și zboară din cuibul părintesc, aș vrea să aud despre ei că rămân tari în același duh. Tari în același duh. Și dacă observați, am pus duh și cu minuscule și cu majuscule. Pentru că aș putea citi textul în ambele feluri. Rămâneți tari în același duh, același gând, aceeași simțire, aceeași dragoste, ne va spune Pavel, dar rămâneți tari în același duh al lui Hristos, care vă ajută în statornicia credinței voastre. Dar ce înseamnă să rămâi tare în același duh? Dragii mei, mie îmi place să întreb Biblia, pentru că eu nu prea am răspunsul la întrebări. Și de aceea rog pe Pavel ca prin versetele următoare, primele patru versete din capitolul 2, să-mi explice ce așteaptă de la mine. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire, vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un duh. Nu faceți nimic din duh de ceartă. Observați, în prima parte spune, rămâneți tari, faceți-mi bucuria să aveți o simțire, statornicie, o dragoste, un suflet și un duh.
Dar pe urmă trebuie să ieșim la acțiune. Și când ieșim la acțiune, spune textul, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul, pe celălalt, mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui. Lucrul acesta este de la sine înțeles, că ne căutăm foloasele noastre, că nu pot iubi pe altul decât ca pe mine însumi, ci și la foloasele altora. Cu alte cuvinte, trebuie să lași loc lângă tine și pentru celălalt, să renunți la partea ta și de dragul celuilalt. Fiecare din voi se uită nu la foloasele lui sau nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele celuilalt. În ce constă o purtare vrednică de Evanghelie? Dragii mei, în primul rând, statornicia aceea de a păstra în relațiile dintre noi o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și când există lucrurile acestea, spuneți-mi, cine poate să vâre zizania între noi? Cu alte cuvinte, dacă le avem pe primele, le vom face pe cele care urmează, să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe celălalt mai pe sus de sine însuși. Și fiecare din noi să ne uităm nu doar la foloasele noastre, ci și la foloasele celuilalt. Spuneți-mi, ar mai exista divorțuri în lumea aceasta? Dacă am împlinit doar 4 versete ca o explicație la cele pe care le-am citit mai înainte. Dar poate mă veți întreba, într-o lume în care fiecare umblă după foloasele lui însuși, pentru că păcatul ne-a întors spre noi înșine, ne-a făcut niște găuri negre, dacă toată lumea se învârte în jurul nostru, suntem mulțumiți și bucuroși, dar să ieșim din noi spre alții, o poveste complicată, e complicată în familie, dragii mei. Copiii sunt cei mai egoiști din toată existența aceasta, așa se nasc, dragii mei. Și noi, ca părinți, asta încurajăm în ei. Și au impresia că lumea trebuie să învârtă în jurul lor. Acum, de ce a făcut Dumnezeu dependenți de noi, nu știu. Dar realitatea este că am rămas așa și la maturitate și ca oameni adulți. Este oare posibil să fac lucrul acesta? Da, îmi răspunde Scriptura, dacă mă las modelat întru chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, dacă rămânem tare în același Duh Sfânt, care este factorul modelator al cioplirii chipului lui Hristos în noi. Fiecare din voi să faceți în bucuria să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Întrebarea este, gândul cui? Gândul meu? Gândul tău? Gândul cui? Dragii mei, nu gândul nostru a niciunuia, ci gândul lui Hristos, spune Pavel. Și ascultați cum continuă versetele 5 la versetul 8. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și încă moarte de cruce. Este posibil, dacă mă las modelat într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Este posibil să rămânem tari în același duh, în ciuda diferențelor dintre noi, dragii mei, în ciuda diferențelor dintre noi. Trebuie să rămânem tari în Duhul lui Hristos, care modelează în noi chipul lui Hristos. Observați, ne pregătim pentru nuntă, în primul rând, bucurându-ne și apreciind statornicia în credință. Să nu mai fim ca niște copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, ci să ne ținem de Hristos până când chipul Lui se modelează în noi. Dar a rămâne tare îmi sugerează de cele mai multe ori doar apărare. Da? Doar apărare. Și eu nu cred că viața creștină este făcută să stăm mereu ascunși după scuturile noastre, păzindu-ne de tot ce este în jurul nostru. Ci noi am fost trimiși de Domnul Iisus să facem ucenici. Și zice, porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Cu alte cuvinte, biserica este în atac, în acțiune. Și de aceea textul continuă, să aud despre voi că vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Să aud despre voi că vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Spuneam că esența Evangheliei este o persoană.
credința Evangheliei, credința este un odgon, este un fel de cordon umbilical care ne leagă de persoana respectivă, de Domnul Iisus Hristos. Și prin credință tot ce este a Lui devine al nostru, exact așa cum fătul crește din tot ce are mama, dragii mei, când vine pe lume. Esența Evangheliei fiind o persoană, credința Evangheliei este relația cu Domnul Iisus Hristos, cu această persoană. Să luptați cu un suflet ca să-L onorați pe Hristos. Atunci când nu știm cine este în centrul existenței noastre, am vrea ca Dumnezeu să ne onoreze toate așteptările noastre. Când avem probleme, să-L chemăm pe El și să ni le rezolve. Când a dat boala în trupurile noastre, Dumnezeu să ne vindece. Și dacă nu se întâmplă, probabil cu noi este problema, nu cu El. Cum ar fi să schimbăm rolurile, dragii mei, să-L așezăm pe El în centrul existenței noastre și pe noi gravitând în jurul Lui, nu-i mai corect și mai biblic așa? Nu El a fost creat spre slava noastră, ci noi am fost creați spre slava Lui. De aceea luptați cu un suflet ca să-L onorați pe Hristos. Ca să-L onorați pe Hristos. Vă aduc aminte celor care nu asistați de multe ori la anunț, pentru că le avem sâmbătă, nu duminică, cum pornește o familie în biserica din Iris? De obicei, tuturor le ofer un plic celor care trec prin fața mea. Și pe față au legămintele, pe verso au trei cuvinte, trei expresii cu niște explicații simple. Dați-mi voie să vă citesc legămintele. De data aceasta puteți spune ce nume doriți dumneavoastră celor doi de pe scaun care vor ajunge aici peste ani de zile, poate vor fi copiii voștri. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, la serviciul 2, Flaviu Zene, da. În prezența ta și spre slava ta hotărăsc să iau în căsătorie pe Izabela Gazda. Te rog să mă ajuți să o pot iubi cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Sunt mulți ani, din 2011, din 2001, da, din 2001, când Benny și Giulia au fost la altar, și atunci legămintele sunau așa: Tatăl nostru care ești în ceruri. Și Giulia m-a oprit și a zis: Nu, eu nu vreau să spun Tatăl nostru, că eu nu vreau să vorbesc în numele lui Ben. Eu vreau să zic Tatăl meu, pentru că vorbesc cu El. Și de atunci am schimbat legămintele. Tatăl meu care ești în ceruri, va spune și ea, în prezența ta și spre slava ta accept să fiu luat în căsătorie de Flaviu Zene. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Pe verso iau trei expresii: în Domnul, în biserică și în familie. Și le spun la consiliere maritale, tuturor, dacă atâta am păzi de-a lungul vieții, indiferent câți ani vom trăi împreună, cu siguranță vom ajunge la sfârșitul drumului ocrotiți de El. Pentru că funia împletită între ei nu se rupe ușor. În Domnul, în familie și în biserică. Priviți imaginea din fața voastră. Cele două căsătorii. Observați, o familie creștină este formată din doi tineri în Domnul. Acum, noi nu căsătorim oameni din biserici diferite, pentru că credem că în biserică este un spațiu mântuitor în care cei doi trebuie să crească, să lucreze, să trudească, să se bucure de truda altora. Și de aceea încurajăm pe tineri să se așeze într-o biserică locală, cu tot ce sunt și cu tot ce au. Dar observați, doi tineri care s-au logodit deja cu Hristos ajung la altar și își rostesc legămintele lui Dumnezeu întemeind o familie pământească. Oare care să fie scopul acestei familii? Am spus în termeni generici, ne pregătim pentru nunta mielului. Dar ce se întâmplă? Sau ce ar trebui să se întâmple în ea? Există alte două expresii. Ca Domnul și pentru Domnul. Cu alte cuvinte, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh, adică în Duhul lui Hristos, ca să deveniți asemenea Domnului Iisus Hristos. Dacă rămânem tari în Duhul lui Hristos, Duhul lui Hristos are o singură menire pe pământ, să pregătească
lui Hristos, mirelui cerești, ceresc, mireasă sfântă și fără prihană, nu-i așa? Asta este rolul Duhului Sfânt. Și de aceea Duhului Dumnezeu întotdeauna va lucra spre acest bine pe care l-a încredințat Tatăl Ceresc. Acesta este mandatul Duhului Sfânt. Rămâneți tari în Duhul lui Hristos ca să deveniți ca Domnul Iisus Hristos, asemenea lui Iisus Hristos. Dar apoi textul continuă, rămâneți tari în același Duh și să vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Observați, în paranteza mică aveți două expresii, ca Domnul și pentru Domnul. Cu alte cuvinte, noi pentru Domnul ne trăim viața, pentru Domnul suntem aici, nu El este pentru noi, ci noi suntem pentru El. Să vă luptați cu un suflet pentru a trăi, ca să trăiți pentru Domnul, să luptați, să lucrați pentru Domnul. Luptați cu un suflet ca să-L onorați pe Domnul Iisus Hristos, esența Evangheliei. Dragii mei, facem lucrul acesta dacă în familie avem trei obiective pe care n-am vrea să le pierdem din vedere. În primul rând, Dumnezeu ne-a pus la oaltă să ne cunoaștem atât de bine unul pe altul, încât să ne putem ascunde unul de celălalt. De ce este important lucrul acesta? Pentru că păcatul înșală, înfășoară, lesne și împietrește și o inimă rea și necredincioasă te sparte de Dumnezeu. Și uitați-vă în jur, la familiile din jurul nostru. Dragii mei, amândoi sunt zdihuiți pe toate dealurile. Vorba fratelui Marcu, pleacă de dimineața, vin seara, srupți de oboseală, abia își pun copiii în pat. Și n-au vreme să se asculte unul pe altul, se roage unul cu altul. Dumnezeu ne-a pus pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm să fim și să rămânem în Domnul. Dar ne-a pus pe unul lângă celălalt foarte diferiți, ca două pietre de moară, ca să scoată din noi făină albă și pâine caldă pentru alții. În primul rând pentru copiii noștri. Și în felul acesta noi devenim ca Domnul. Dar, practic, ne-a pus pe unul lângă celălalt pentru că mai bine doi decât unul vor primi o răsplată cu atât mai bună pentru munca lor. Cu alte cuvinte, ca să trăim și să luptăm pentru Domnul. Deci, suntem în familie, soț și soție, ca să ne ajutăm să fim și să rămânem în Domnul, ca să devenim ca Domnul și să luptăm și să lucrăm pentru Domnul. Copiii mei, aș vrea să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh, că vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei sau ca să-L onorați pe Domnul Iisus Hristos și, în al treilea rând, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Statornicie, acțiune și curaj. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Am întrebat-o pe Izabela săptămâna trecută. Izabela, care-s dușmanii voștri? Și ea, fără să clipească, mi-a zis: eu însămi, firea mea pământească, carnea mea, euul meu. Așa este, dragii mei. Potrivnicii noștri sunt lumea din noi și lumea din jurul nostru. Și lumea din noi își va scoate coarnele și va ataca în permanență. Spunea Tavi, care dintre voi nu v-ați luptat cu obiceiuri rele pe care nu reușiți să le schimbați? Toți am avut o astfel de experiență, dragii mei. Și toți, cât trăim în trupul acesta, va trebui să luptăm cu lumea din noi. Dar există și o lume din jurul nostru care are o forță imensă. Mass media, cu tot ce este în ea. Prietenii noștri cu care mergem în același birou, la locul de muncă și ne uităm la ei și le imităm viața și vrem să umblăm pe cărările pe care umblă și ei. Cum să scăpăm de potrivnicii noștri? N-avem nicio șansă că trăim în trupul acesta. De aceea trebuie să luptăm fără să ne lăsăm înspăimântați de acești potrivnici din noi și din jurul nostru. Interesant, când Dumnezeu pune oameni la oaltă, pune oameni foarte diferiți. Eu spun un păpuc pe stânga și un păpuc pe dreapta, să putem umbla împreună, să facem un întreg. Dar diferențele acestea sunt cele care stârnesc între noi luptele, dragii mei. În loc să luptăm pentru credința Evangheliei, începem să luptăm unul împotriva celuilalt. Diferențele sunt pe toate planurile, pe planul fizic, emoțional, pe plan spiritual, pe planul social, pe planul eclezial, pe plan familiar. Sunt diferențe. Și aceste diferențe nu vor fi șterse niciodată. Eu și soția mea suntem și vom rămâne diferiți. Nu știu ce va fi după înviere.
Da, las pe Domnul să decidă lucrul acesta. Suntem diferiți. Și diferențele ar putea stârni duhul de ceartă, slava de ceartă, lipsa smereniei, ar putea stârni competiția afirmării de sine, egoismul și, în ultimă instanță, ruptura și divorțul. Scriptura spune că noi putem privi diferențele dintre noi, nu le negăm, pentru că n-are rost să le negăm, ele sunt reale și pe măsură ce îmbătrânim se vor vedea tot mai mult, ci le putem converti în provocări și resurse. În provocări și resurse. Mai bine doi decât unul, spune Eclesiastul, căci vor primi o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și n-are pe altul ca să ridice. Și versetul 12 din capitolul 4 continuă. Și dacă se scoală cineva împotriva unuia, doi pot să stea împotrivă. Dar cine îl va apăra pe cel care este singur? Cine se va lupta pentru el? Observați de ce a gândit Dumnezeu familia pământească, așa cu caracterul ei temporar, pentru că e mai bine doi decât unul în această luptă spirituală de care nu putem fugi. Cum ne pregătim pentru nunta mielului? În primul rând, ținând la statornicie, apoi nelâncezind în viață, ci având un scop și luptând pentru scopul respectiv, având curaj în mijlocul dușmanilor și atacurilor și, dragii mei, perseverând până la capăt. Perseverând până la capăt. Versetul 29. Căci cu privire la Hristos vi s-a dat harul, nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru El. Ori când e vorba doar de credință și bucurie, e ușoară viața, nu-i așa? Dar când e vorba de pătimire pentru Hristos, în familie, în societate, ai nevoie de perseverență. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care ați auzit că o duc și acum, spune Pavel. Perseverență. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe, auziți glasul Părintelui care își lasă copiii să zboare din casă, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi, că rămâneți tari în același duh, că vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Fiind gata să vă răstigniți firea pământească, să vă răstigniți firea pământească și să mergeți împotriva curentului. Vrăjmașii vor fi în noi și în jurul nostru și suntem chemați să mergem împotriva curentului. Asta este esența vieții creștine. Dați-mi voi să închei cu un ultim cuvânt din partea marelui nostru apostol, Pavel. Nu știu dacă a fost însurat sau nu, se pare că nu, dar ce-ar fi să-l înlocuiesc pe el cu tine ca părinte sau cu mine ca părinte? Ai copii mici, știți cum e viața? Zboară, e un lat de mână, ca un abur. Ieri copiii mei au fost, azi nu mai sunt, s-au dus, da? Au zburat. Un ultim cuvânt din partea părintelui, versetul 12, l-a recitat deja Tavi. Poate că ar trebui să-l pun pe el să-l recite. Astfel, dar, preaiubiților, cum îi Tavi mai departe? După cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu temor. Incredibil să închizi ochii, să te uiți la copiii tăi care se ridică de pe scaunul acesta și ies să plece în viață, să le poți ura lucrul acesta. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Cu alte cuvinte, lăsați familia pământească să-și împlinească rolul desemnat de Dumnezeu, adică acela de a ne pregăti pentru nunta mielului. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frica și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Când copiii pleacă, eu le spun părinților, un an de zile nici să nu-i vizitați, decât dacă vă cheamă și să nu mergeți cu mâinile goale. Cu alte cuvinte, de aici încolo vor trăi în lipsa noastră, cu mult mai mult acum în lipsa mea.
căci Dumnezeu este acela care vă dă după voia Lui și după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Cu alte cuvinte, când ați pornit la drum, să știți că nu sunteți singuri, ci Dumnezeu este Cel care vă însoțește atâta vreme cât rămâneți cu El. Versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul acestui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Ce urare incredibilă pentru copiii noștri, ce dorință pentru ei, ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar, spune Pavel. Ce incredibil final! Imaginați-vă că pe scaunele acestea stau copiii noștri, gata să își ia zborul. Un ultim cuvânt de la Marele Apostol, capitolul 20 din Fapte, versetul 32. Și acum, fraților, spune el, și-a schimbat, și acum, dragilor, a spune copiilor mei, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, acelui care vă poate da după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea și a cuvântului Harului Său, pe care îl țineți sus, ca pe o făclie, în alergarea voastră, în cuvântul lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi trei lucruri. În primul rând, că rămâneți tari în același Duh, că vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, adică pentru a-L onora pe Hristos, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Și nu uitați, în ce-L privește pe Hristos, vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Să și pătimiți pentru El. Domnul cu voi. Amin.